A revenit la acest proiect. Am început să pun căprioarii sus. Acum trebuie să-i măsor, să-i trasez și să-i tai. Așa am făcut și aici. Mai am pus încă o rectangulară pentru a veni cu căprioarii direct pe rectangulară. O să trebuiască să le fac și niște flori. Am făcut un model aici, dar nu știu dacă se vede pe primul cap la căprior aici. Cam așa ceva. O să-i împart în părți egale, iar pe urmă o să vedem cum aplic lambriul. Am tăiat și căprivării, mai am ultimii doi, după partea aceasta și după partea aia. Le-am făcut și model, așa a ieșit modelul. Mie îmi place. Cam atât am putut să fac pe ziua de astăzi. M-a curcat foarte mult ploaia. Așa a ieșit. Aici nu am avut timp nici sudură să-i dau. Începe iară ploaia. Am rămas în acești doi clești. Mai aveam doi căpriori. Le-a făcut floarea. Dar o să-i fac mâine. Sau când o să mai mă lase timpul. Puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă vă place acest model de copertină. Este făcut de mine. Nu mai am văzut pe nicăieri modelul acesta. Am vrut să iasă ceva mai frumos. Mi-era mult mai ușor dacă puneam două țevi aici. Și termineam tot bâlciul, dar mă încurca. Și așa am ales să fac acest model prins de perete. Continuăm. Gracias.
Am dat jos grinzile. Acum le șlefuiesc, nu am un șlef și folosesc această girafă de glet. Am un șmecher de 180 granulație. Așa iese. Formă le curăț, le dau cu un grund pe bază de apă. Iar apoi un lac tot pe bază de apă cu baiță în el și vedem cum o să iasă. Am terminat structura metalică aici. Totul am dat și pe lambriu cu acel grund. Așa a ieșit. Am sudat niște tije filetate ca să prind căpriorii cu piurița. Continuăm.
Am terminat de bătut lambriu. Am început să montez și tabla lindup. Aici am montat și gheabul. Am pus și cârligele. Așa a ieșit. Acum urmează să montez lații. O să vin cu 5 rânduri de lați. Am pus și șorțul la șgheap. Am dat și panta la șgheap. O să pun 5 rânduri de lați și pun o vin cu tabla lindă. Continuăm. Am învelit jumătate de copertină, am pus două foi de tablă. Așa am pus lații, nu mai am pus și transversal pe căprior pentru că nu mai aveam loc să mai intre sub marginea la tabla veche. Nu mai am pus nici folie din aceea anticondens sau cum se numește, pentru că e la exterior și nu face condens. Dacă era casă sau acoperișul unei case, trebuia neapărat folie pentru condens, să scurgă condensul în șgheap. Dar aici, având în vedere că totul este exterior, am renunțat la folia aceea. Bine, bine, așa am pus lații. Normal trebuia pus și undeva prin zona aceasta, ca să poți să te joci cu ea. Dar la mine am avut metraj puțin și v-am spus din cauza că a trebuit să intru cu ea sub streșina casei. Am optat să o montez așa. Aici nu mai am pus. Uitați cum vine. Deci să continuăm. Am terminat de învelit copertina, am pus și șorțurile, lateralele, așa a ieșit. Data viitoare, când o să mai revin, o să fac și aici o mână curentă, tot din fier îndoit, cum este aici. O să fac aici o mână curentă, o să pun și aici un stâlp, o să pun și burlanul la șgheap, deocamdată rămâne așa, pentru că nu mai am timp să mai continui. Sunt mulțumit cum a ieșit. Dacă vă place acest canal, nu uitați să vă abonați. Totul este gratis, nu vă costă niciun ban. În secțiunea de comentarii vă aștept cu întrebări. O să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Nu uitați un like și
și până data viitoare, numai bine, la revedere!